Managerul Spitalului de Urgență Roman, doctorița Maria Andrici, a urmat timp de aproape jumătate de an cursul de management al serviciilor de sănătate obligatoriu pentru conducerea unei unități spitalicești de urgență. Programul a urmat dobândirea de cunoștințe și abilități în domeniul sănătății publice și managementului sanitar în vederea eficientizării activității manageriale la nivelul unității sanitare Romașcane. Cei 60 de cursanți care au urmat cursurile la filiala de la Iași au susținut examenul de absolvire la mijlocul lunii iunie. Da, cursul l-am făcut la Școala Națională, dar cursul s-a ținut la Iași pentru că eram 60 de participanți din Moldova și s-a ținut la Iași în perioada sfârșit octombrie până la sfârșitul februarie, în fiecare joi, vineri, sâmbătă. Examenul l-am susținut pe 12 iunie. Acum, recent. Școala Națională de Management Sanitar asigură cursanților o pregătire de specialitate în domeniul conducerii unei unități sanitare, direcțiilor de sănătate publică, caselor naționale de asigurări de sănătate. Este cursul în cadrul Școlii Naționale de Management Instituțional. Da. Atestat în managementul sanitar. Cum v-ați acomodat? Să discutăm un pic de acomodare, că după aia, de fapt, nici nu prea a fost timp așa de mare, pentru că s-au intrat direct în probleme și în problemele majore ale Spitalului Roman, care nu sunt deloc ușoare. Într-adevăr, timp n-a fost. Deci am preluat pe 26 octombrie, iar joi pe 28 deja am început și cursul la Iași și am fost într-o fugă continuă, romaniași, dar am acomodat, spun că este bine. Cursul de management sanitar se desfășoară în conformitate cu Programa Națională de Atestat în Managementul Serviciilor de Sănătate și este alcătuit din 12 module. Promovarea sănătății, organizarea serviciilor de sănătate publică, demografie, epidemiologie, economie sanitară, analiză comparată a sistemului de sănătate. Există obligativitatea ca toți cei care urmează un curs de management sanitar să aibă minim titlul de medic specialist sau medic primar.